Bine v-am găsit, dragi elevi! Dacă în întâlnirea trecută am vorbit despre calea spre Dumnezeu și am văzut că aceasta este deschisă tuturor oamenilor prin Iisus Hristos, în clipul de astăzi vom vorbi despre învățătura Domnului și vom vedea că aceasta a fost vestită de Sfinții Apostoli și Evangheliști. V-ați întrebat de unde știm noi toate lucrurile minunate pe care le-a săvârșit Mântuitorul? De unde știm noi oare ce a spus Hristos și ce a făcut El? Ei bine, din paginile Sfintei Scripturi aflăm că la început de drum Mântuitorul Iisus Hristos și-a ales 12 ucenici care apoi i-au fost alături în activitatea sa publică vreme de 3 ani și jumătate. Aceștia le-au însoțit pretutindeni și sunt martori ai întâmplărilor minunate pe care le-a săvârșit Iisus timp de aproape 3 ani și jumătate. Dar voi știți care a fost misiunea ucenicilor când au primit ei misiunea de a fi apostoli? Cu puțin timp înainte de a se înălța la cer, Mântuitorul le-a lăsat misiunea de a fi apostoli. Mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă și iată, eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Dar cine au fost Sfinții Apostoli și ce au ajutat și cum au ajutat ei Biserica lui Hristos? Cei 12 ucenici au primit numele de apostoli și sunt întemeietorii primelor comunități creștine. Numele celor 12 apostoli sunt acestea: Petru, Andrei, Iacov, Ioan, Filip, Bartolomeu, Toma, Matei, Iacov, Levi, Simon și Iuda. Urmașii acestora sunt arhiereii și preoții din vremurile noastre, care le continuă misiunea chemându-i pe oameni la credință. Orice creștin este apostol când le vorbește oamenilor despre Hristos. Dar voi credeți că Sfinții Apostoli și-au îndeplinit misiunea doar cu puterea lor? După ce Mântuitorul s-a înălțat la ceruri, au început să predice cuvântul lui Dumnezeu tuturor popoarelor și să boteze după ce au primit Duhul Sfânt în ziua cincizecimii. Apostolii au mers din loc în loc, din oraș în oraș și le-au vorbit oamenilor despre toate învățăturile și minunile lor la care i-au fost martori. Și când a sosit ziua cincizecimii, s-a făcut un vuiet și a umplut toată casa unde ședeau ei. Și s-au umplut toți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăii. Cine credeți că i-a întărit pe apostoli în propovăduirea Evangheliei? Harul Dumnezeiesc revărsat asupra lor i-a întărit în credință, le-a dat înțelepciune, curaj și puterea de a face minuni. Și era un bărbat olog pe care îl aduceau și îl puneau în fiecare zi la poarta templului ca să ceară milostenie. Văzând că Petru și Ioan vor să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru a zis: argint și aur nu am, dar ce am, aceea îți voi da. În numele lui Iisus Hristos Nazarineanul, scoală-te și umblă. Și s-a ridicat și îndată gleznele și tălpile picioarele lui s-au întărit. Și sărind, a stat în picioare și umbla lăudând pe Domnul. V-a spus întrebarea, cum au reușit învățăturile Domnului să ajungă la noi? Se traduce vestea bună, patru vin ca să ne o spună, din Scriptură o citim și în suflet o primim, Evanghelia. Trebuie să aflăm, dragi elevi, că deși Sfinții Apostoli au fost martori ai evenimentelor și minunilor pe care le-a săvârșit Iisus, cu timpul a fost nevoie ca acestea să fie așezate în scris, pentru a fi mult mai ușor de transmis din generație în generație. Primele patru evanghelii ale Noului Testament prezintă viața și învățătura Mântuitorului și au fost scrise de către Sfinții Evangheliști. Voi știți cine au fost cei patru sfinți evangheliști,
ce au scris ei și de ce este considerată importantă activitatea lor. Din paginile Noului Testament aflăm că doi dintre apostoli, Matei și Ioan, și doi dintre ucenicii apostolilor, Marcu și Luca, au scris cele patru evanghelii care cuprind învățăturile și faptele Mântuitorului Iisus Hristos. Sfinții Matei și Ioan s-au numărat printre cei 12 apostoli pe care Iisus Hristos i-a chemat să-L urmeze. Tradiția a asociat fiecăruia dintre cei patru evangheliști câte un simbol. Pentru Matei, i s-a asociat ca simbol îngerul, pentru Marcu, leul, pentru Luca, taurul, iar pentru Ioan, vulturul. Poate ne întrebăm, ce găsim în paginile Sfintelor Evanghelii? Sfintele Evanghelii sunt primele patru cărți ale Noului Testament, din care preotul citește la slujbele bisericii. Ele transmit adevărul de credință necesare pentru mântuire în toate timpurile tuturor celor care își deschid inimile spre dragostea dumnezeiască. Din paginile Sfintelor Evanghelii aflăm despre viața și învățăturile Mântuitorului Hristos și descoperim mesajul de iubire a lui Dumnezeu pentru oameni. Știați că în majoritatea icoanelor Domnul Iisus Hristos poartă în mâna stângă, în dreptul inimii, fie un sul de hârtie, fie o carte, Sfânta Evanghelie. Astfel, El ne arată care ar trebui să fie locul Sfintelor Evanghelii al Cuvântului lui Dumnezeu în viața noastră. Sfântul Apostol și Evanghelist Luca a pictat prima icoană a Maicii Domnului. Sfântul Andrei este apostolul românilor care a venit pe teritoriul țării noastre vestind Evanghelia. Haideți să vedem ce lucruri minunate am aflat astăzi. Astăzi am aflat că Sfinții Apostoli au fost ucenicii și prietenii Mântuitorului Iisus Hristos. Au fost aleși Domnului care au predicat cuvântul Evangheliei tuturor popoarelor. Prin activitatea Sfinților Apostoli, popoarele au aflat vestea învierii lui Hristos. Apostolii au fost întăriți de harul Duhului Sfânt și au primit puterea facerii de minuni. Sfinții evangheliști, Marcu, Matei, Luca și Ioan, au lăsat înscris viața Mântuitorului cuprinsă în Noul Testament. Cărțile scrise de ei poartă numele de Evanghelii și prezintă viața și activitatea Mântuitorului. Exersăm și învățăm. Privește imaginile de mai jos. Numește-i pe cei patru evangheliști observând simbolurile asociate. Matei, îngerul. Marcu, leul. Luca, taurul. Ioan, vulturul. Vă propun următorul joc. Jocul se numește Sunt și eu ucenic. Ce avem de făcut? Imaginează-ți că ești ucenicul unui apostol și că ar trebui să înveți pe cineva care dorește să afle mai multe despre credința creștină. Ce i-ai spune? Notează ideile și prezintă-le colegilor. În final, vă propun un citat din acatistul Sfântului Apostol Andrei, depus la inimă. Bucură-te
că tu ai propovăduit credința cea dată de Domnul Iisus Hristos. Bucură-te, luminătorul cereștii cunoștințe. Bucură-te, învățătorul dreptei credințe. La revedere!